Îngăduiți-mi să vă aduc în atenție un text despre care cineva spunea că ar trebui scris cu litere de aur și pus la intrarea oricărei biserici. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit -o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El Lumina. Și El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi lin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca singurului născut din tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit Din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurul lui fiu care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru aceste zile pline de semnificație și te rog frumos să te apropii de inimile noastre și să ne deschizi ochii încă o dată ca să înțelegem lucrurile minunate pe care le-ai pregătit de la întemeirea lumii. Și pentru că ai venit pentru fiecare, pentru oricare, te rog să te apropii de inimile noastre. Tată drag, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Îngăduiți-mi să mă folosesc de următoarele cuvinte pentru a încerca să elucidăm textul din seara aceasta. Tu nu ai, Doamne, decât două vitrine extravagante, pline de comori. Trinitatea, și întruparea. Și pe amândouă ni le-ai descuiat și ni le-ai oferit ca nestemate, prin care ai logodit lucrarea creației tale cu tine însuți pentru plăcerea ta eternă. Cuvintele acestei aparțin lui George Herbert, poet și preot englez, care a trăit la sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul secolului al XVII-lea, mai exact între 1593-1633. Ceea ce e șocant, după cum poate remarcați, e perioada foarte scurtă de viață, care a fost hrăzită ră de doar 40 de ani. Nu știu ce vă surprinde pe voi la cuvintele pe care le-ați auzit. Însă, sunt câteva lucruri care mi-au captat atenția. În primul rând, faptul că ne lucidează că toate binecuvântările și toate învățăturile curg din viața Sfintei Trăim și din realitatea întrupării. Într-un fel simplifică și îți arată care e esența de unde începe, curge relația noastră cu Dumnezeu. Apoi pune degetul pe rană asupra achizițiilor, asupra lucrurilor pe care noi le considerăm de preț în lumea aceasta și te întreabă oare ce contează cu adevărat pentru tine. Care sunt lucrurile cele mai importante? Chiar îs, cele două vitrine, se folosește de două realități personale cutremurătoare și ne spune că sunt două vitrine de obiecte prin care Dumnezeu ne descuie bogățiile cerului și te întreabă cât de mult le prețuiești, unde le vezi bogăția, valoarea. Un alt aspect interesant e că doctrina sau dogma nu e ceva plictisitor, ci din felul poetic în care prezintă lucrurile, îți arată că e ceva fascinant și relevant pentru viața de fiecare zi. Gândiți-vă doar la următorul aspect ce temei am avea noi, ce așteptări am avea în trupul lui Hristos sau în relațiile din familie, în relațiile interpersonale, ca unicitatea noastră să fie respectată și să tânjim într-o relație fără acest suport ontologic și practic care vine din viața Sfintei Trăim, unde regăsești unicitatea, distinctivitatea, binecuvântarea inegalabilă pe care fiecare dintre noi o purtăm în această lume și tânjirea profundă după relații. Observați cum lucrurile până la urmă se leagă, au o relevanță profundă pentru viața și inima noastră fiecăruia. Ceea ce m-a surprins, de multe ori să știți, am trăit, vis-a-vis -vis de cele două doctrine, oarecare frustrare pentru că ajungi la o limită în care simți că nu poți merge mai departe. Și capcana în care caz, îi să crezi că toate lucrurile le poți elucida la nivel rațional. Dar lucrurile nu stau așa această notă de mister care ar trebui să însoțească gândul la Sfânta Treime sau la întrupare, ar trebui să producă exact efectul pe care îl găsim în cuvintele astea, încântarea pe care o trăiești când vezi implicațiile practice pentru viața de fiecare zi, așa cum vom vedea în seara asta. Și nu în ultimul rând, îi că tot ceea ce este și face Dumnezeu, până la urmă se înscrie într-o poveste nemai auzită și nemai văzută de iubire. Aceste nestemate reprezintă, de fapt, prin întrupare, în prima venire, inelul de logodna, în timp ce a doua venire reprezintă nunta mielului, bucuria incredibilă la care Dumnezeu ne cheamă și care ne așteaptă într-un părăția lui Dumnezeu. Felul în care începe această evanghelie trezește rând pe rând ecoul începuturilor din viața publică a Mântuitorului, vezi Evanghelia după Marcu, nașterea Mântuitorului Luca și Matei, sau chiar începuturile cosmosului și a lumii în care ne așeză Dumnezeu, începuturile creației. Din Geneza, observați, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Ce simți tu cu adevărat de această sărbătoare? cel puternic devine un bebeluș neajutorat, cel îmbătrânit de zile, contemporan cu noi, unul dintre noi, divinul uman, nemuritorul muritor, Dumnezeu om. Nu știu în ce măsură simțim sau nu ceva ofensator până la urmă în aceste afirmații cel puțin există un de ce care scandalizează. El era în lume și lumea nu l-a cunoscut, a venit la săi. Ne gândim mai întâi la poporul Israel, dar e valabil pentru toată lumea creștină, pentru toți oamenii a venit la săi. Și săi. Una dintre cele mai mari provocări pe care le-am trăit în ultimii ani. Este gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc în această seară. Și sună în felul următor. Dumnezeu a devenit om pentru ca noi să putem deveni oameni. De obicei, gândul care ne încurcă în tradiția ortodoxă apare conceptul de îndumnezeire. Dumnezeu s-a coborât a devenit om pentru ca noi să putem deveni părtași dumnezeirii. Însă gândul fascinant pentru mine prin întrupare este că înțeleg această îndumnezeire ca o recâștigare a adevăratei umanități pe care Dumnezeu a dorit-o, mai ales în viața celor care spun că ei cred în El. Dacă ați urmărit cu atenție, a venit un om trimis de Dumnezeu. Înainte să ne spună numele, să ne spună lucrarea, să ne spună așezarea lui în planul lui Dumnezeu, ne spune că a venit un om. Apoi urmează afirmația pe care o cunoaștem atât de bine, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și apoi ne întâlnim cu afirmația legată de sărbătoare și cuvântul a devenit. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cu alte cuvinte, afirmația să devii copil de Dumnezeu, fiu și fiică de Dumnezeu, îi străjuită de două afirmații legate de umanitate. Omul Ioan și omul Iisus Hristos. Pe unde te găsești în înțelegerea calității de fiu al lui Dumnezeu între cele două realități pe care le prezintă textul? În altă ordine de idei, calitatea de fiu și fiică se probează prin răscumpărarea și Împlinirea umanității noastre. Luna a fost săptămâna, am fost în trafic am o oră, și stând în mașină ascultam la radio, și la un moment dat am auzit, am reauzit melodia lui Valisterian. Vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oameni. Melodie care a fost compusă în perioada Revoltei de la Brașov, în 87, care a devenit imnul Revoluției din 89, însă care a fost lansată oficial abia în 15 noiembrie 1991. E o piesă absolut cutremurătoare cu privire la realitate, la durerile, la tragediile care se întâmplă în lumea noastră. Nu vi se pare interesant că omul nou și-a primit lovitura de grație cu câteva zile înainte de Crăciun? în urmă cu aproape 30 de ani. E o ironie. Dar știți care e cea mai mare provocare pentru mine? În ce măsură noi creștinii reușim să fim o soluție la nevoia aceasta cutremurătoare de a demonstra, de a arăta? Unul din comentariile pe FSN consacrate, publicat chiar înainte de 89, e cartea lui John Stott Nu a Societatea lui Dumnezeu. În care el asta înțelege că e esența bisericii, a oamenilor care au avut parte de acea întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, să arate, să demonstreze, să evidențieze lucrarea transformatoare de înnobilare a omului potrivit lucrării pe care o face Dumnezeu. O prietenă de-a noastră ne spunea, atunci când a plecat din casa părintească la școală, tatăl ei i-a spus uh, o vorbă. Și-a zis, fiica mea, să nu-ți pierzi niciodată omenia. Ceea ce mă încântă la acest om simplu de la țară, e că într-o propoziție a știut să traducă un ideal biblic divin, în care se rezumă tot ceea ce e mai frumos. Umanitatea pierdută, recâștigată, regăsită. Și cea mai mare durere e atunci când oamenii care vin la închinare care vin să celebreze, nu reușesc să demonstreze, să fie acea dovadă vie a lucrării pe care Dumnezeu o poate face. Marele pastor englez Spurgeon spunea în felul următor: Dacă nu ești un bun cetățean al pământului și dacă nu ești un bun cetățean al țării tale, cum vei fi un bun cetățean al cerului? Observați cum se leagă lucrurile. Cum poți să spui cred în Dumnezeu? Sunt un cetățean al împărăției lui și lucrul acesta să nu se traducă, să nu se vadă în relație cu colegii, de la școală, de la servici, cu oamenii, cu prietenii, cu cei care te cunosc. Și exact aceasta e provocarea pe care ne-o lansează. Ce revelație uluitoare! A fi copil de Dumnezeu nu-ți limitează, nu-ți diminuează, nici nu-ți amputează umanitatea. Din potrivă, o împlinește, o întregește. Ce folos? să fii pocăit dacă nu ești om? La ce te ajută să porți numele de creștin dacă nu poți demonstra această calitate prin omenie? Cele mai grele cuvinte pentru mine e atunci când aud că se spune despre cineva că nu-i om. Sau în unele cazuri, în loc să devenim oameni, ne purtăm ca niște copii. Sau nu mai ajungem să devenim oameni tocmai pentru că am uitat să fim copii. Nu mai știm ce înseamnă să glumim, să ne îngăduim, vrem să fim serioși, maturi și sfârșim încrâncenați prin a ne comporta infantil, copilărește. Cel de-al doilea Adam ne oferă șansa vieții. Și ca să vedeți că nu-i o temă uh, anexă o temă secundară în scrierile Noului Testament, vă reamintesc că atât în Roman 5 cât și în 1 Corinteni 15, cel de-al doilea Adam joacă un rol crucial. Roman 5 spune, prin ascultarea unui singur om a intrat păcatul, prin ascultare suntem făcuți desăvârșiți. În 1 Corinteni 15 e contextul învierii. Și asta e foarte important. Primul Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață care îți oferă o nouă șansă. Cumva, provocarea asta ne reamintește că atât întruparea, cât și realitatea învierii, ne conferă două repere majore prin care să regândim umanitatea, trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și uitați ce spune autorul acest plural, colectiv, apostolic și noi am privit. La ce-au privit? Ce-au văzut? Noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Slava în umanitate, în trup, într-o viață exemplară, fascinantă, care ne interogează viețile în această seară, în această ocazie. Prin urmare, ce înseamnă să fii om în lumina întrupării? Sunt câteva răspunsuri pe care vreau să le am în această seară. În primul rând, înseamnă să fii... De cuvânt și să rămâi în cuvânt. Ordinea poate ar trebui inversată. Cuvântul unui bărbat este măsura caracterului său. Aici ar trebui să ajungem. Însă, introducerea, prologul Evangheliei după Ioan începe din realitatea cu tremurătoarea cuvântului. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Logosul preexistent în relație dinamică cu Tatăl, care este divin. Și prin această realitate transformatoare este provocată viața mea și viața ta. În el era viața și viața, viața înseamnă lumina, discernământul pe care cuvântul îl aduce. Foarte interesant următoarea afirmație din acest text unde ni se spune, lumina luminează în întuneric și întunericul biruit o Nu știu ce trezește în voi această afirmație, însă ori de câte ori te apropii de o cunoaștere reală, adevărată, în Cuvânt, există o bătălie, există o încrâncenare. Nu se poate să nu simți lucrul ăsta cu ocazia sărbătorilor. E atât de fragil sentimentul ăsta de pace, de liniște, de bunăstare în contextul acesta. Și cuvântul care luminează, care biruiește până la urmă întunericul, ne arată că adevărata lumină ne vine de la Dumnezeu și luminează în inimile noastre atunci când suntem pregătiți, atunci când realizăm câtă nevoie avem de El. Un lucru care mă fascinează la copii e Deși nu înțeleg o iotă ceea ce le spui, un bebeluș născut de curând, în momentul în care încep să-i vorbești, să-i te adresezi, cu atenție nealterată, 100%, te ascultă tot ceea ce ai de spus, cu toate că nu înțelege mai nimic. Oare ne-am pierdut această curiozitate sădită de Dumnezeu, această dorință pe care El a pus-o în viața noastră fiecăruia? Ați remarcat probabil că și în disciplinele care se studiază, în, în cea mai mare parte dintre ele, sociologie, psihologie, biologie, toate au în rădăcină cuvântul logos. Realitatea fascinantă prin care Dumnezeu ne invită la cunoaștere, să creștem în această cunoaștere. Un lucru paradoxal pentru mine a fost la vârsta de 17 ani, când m-am întors la Dumnezeu, dintr-o dată s-a reaprins setea de carte. Niciodată nu mi-am imaginat că există o așa legătură strânsă între cunoașterea lui Dumnezeu și cunoaștere în celelalte domenii ale vieții. Câtă, câtă provocare în acest cuvânt care vrea să ne schimbe. Și asta e o întrebare provocatoare pentru noi. Oare ce vrea să lucreze logosul cuvântului Dumnezeu în viața ta, în viața mea, în contextul acesta? Să fie oare măsura caracterului meu, faptul că sunt un om de încredere, vretnic, să aducă Hristos la viață această dimensiune. E amețitoare această trecere de la cosmic la individual, de la universal la particular. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și pentru că Cine poate explica unui copil lucrurile astea înseamnă că le-a înțeles bine. O femeie care lucra cu copiii a încercat să le explice realitatea cuvântului și a spus, la fel cum un tată, prin cuvinte spune ceea ce simte și ceea ce trăiește la nivel interior. La fel. Prezența Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră sunt gândurile cele mai tandre, mai personale pe care Dumnezeu le are pentru viața noastră fiecăruia. Ținând cont de importanța semnelor în această Evanghelie, sunt multe alte semne pe care Hristos le-a făcut, deși cumva Evanghelia se rezumă la șapte semne cruciale importante. Cineva spunea, în această Evanghelie, semnele Lui vorbesc, iar cuvintele Lui acționează. Oare așa să stea lucrurile și în viața mea și în viața ta? Să existe această corespondență dintre cuvânt și realitate? Primul lucru care caracterizează viața unui om potrivit acestui prolog este că e un om de cuvânt și este un om transformat de cuvânt. Doi, să fii om înseamnă să trăiești cu sentimentul misiunii. A venit un om trimis de Dumnezeu. O să ziceți, hei, asta e valabil pentru Ioan Botezătorul. Cine se poate compara cu el? Știți ce mă șochează? După prolog, îi se oferă microfonul și are el cuvântul și spune, nu sunt vrednic să-i dezleg sandaua, cureaua de la sanda. Un om cu o chemare atât de înaltă, care își vede atât de simplu viața pe pământul acesta. Mi se pare absolut remarcabil. Avem tendință să credem, da, Pavel, Hristos, Ioan Botezător, ei au avut o chemare, dar noi ceilalți ce facem? O convingere tot mai pregnantă pe care o am e că fiecare om pe pământul acesta are o menire. Mai ales pentru un creștin ar trebui să realizeze care o chemare din partea lui Dumnezeu și să-și trăiască viața în lumina acestei realități. Voi folosi de două exemple. În primii ani când am venit la Alba Iulia, am cunoscut o femeie în vârstă, soțul ei era bolnav, pe pat, cu un grad sever de handicap, însă ori de câte ori am intrat în casa acestei femei, am fost uimit de zâmbetul ei, n-am auzit-o niciodată să se plângă și în permanență era în activitate. Făcea teței, prăjituri, chec, oferindu-le altor persoane, implicându-se în viața altora, slujindu-semenii. se menii observi, nu trebuie să înțelegi toate implicațiile filozofice legate de a trăi cu sens, cu scop. Până la urmă poți, într-un mod simplu în viața ta, să înțelegi că Dumnezeu are o chemare. Cel de-al doilea exemplu, Os Guinness, unul din mari oameni din lumea evanghelică, povestea că tocmai a fost ales pastor la o biserică importantă din Statele Unite și într-o zi când alimenta, era cu mașina la benzinărie, și în timp ce stătea acolo, a intrat într-o conversație cu cel care lucra acolo. Conversația, dintr-o dată, a devenit atât de naturală, atât de încântătoare pentru el, încât în 10 minute, el a realizat că, la nivel profund, a apărut o scânteie, și-a dat demisia de la biserică și și-a oferit viața în contextul acesta de a dialoga cu oameni din multinaționale în lumea asta care îl cheamă, vorbește cu atâta lejeritate tuturor oamenilor despre credință și a înțeles care e locul lui. Uneori nu înțelegi cum anumite experiențe banale, de 10 minute îți pot schimba viața. Și până la urmă ce vreau să-ți transmit e că această întrupare, omenire a lui Hristos trezește, activează acest simț al misiunii cu care ar trebui să trăiești pe pământul acesta. Cum îl mărturisește viața mea pe Creatorul și răscumpărătorul meu? Îmi trăiesc viața cotidiană cu sentimentul electrizant al misiunii? Sim cei de lângă mine lucrul acesta? Cel de-al treilea aspect legat de ce înseamnă să fii om. Să fii om înseamnă să trăiești în armonie cred că lucrul care mă deranjează cel mai mult în viața creștină este această contradicție între trup și suflet. Această tendință de a separa lucrurile în viețile noastre. Uneori parcă creștinii dau dovadă de această atitudine anti-umană. Sunt potriva trupului, în loc să simți o celebrare, o armonizare. Întruparea îți arată că nu mai poți să vorbești despre suflet fără trup, fără această îmbinare. Cuvântul a devenit, presupune în original, că Isus Hristos, a doua persoană din Sfânta Trăime, devine ceea ce nu fusese niciodată. Se întâmplă ceva nou și în sânul Sfintei Trăim are loc această mutație, această schimbare, acest element nou, nemai văzut, nemai auzit. E această pregătire a cununiei în care creația este unită cu Dumnezeu însuși pentru plăcerea sa eternă, cum spune citatul de la început. Mi-aduc aminte, ani de zile am fost fascinat de acea descoperire de sine a lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 6, unde spune Serafim, mi strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și după o perioadă a început să mă captiveze la fel de mult, dacă nu mai mult, partea a doua. Tot pământul este plin de mărirea lui. Simți lucrul acesta cu ocazia sărbătorilor. gădiți mi să vă citesc ceva care, o meditație a lui Frederick Bickner, scrisă în cartea Ascultă-ți viața, pentru data de 28 decembrie. Uitați ce spune el. Cuvântul s-a făcut trup, a scris Ioan, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Asta e ceea ce înseamnă întruparea. Fără teologie, fără complicații, fără chestii pompoase. Dar potrivit creștinismul este felul în care stau lucrurile. Toate religiile și filozofiile care neagă realitatea sau semnificația materiei, a trupului, a ceea ce ne leagă de acest pământ, se neagă pe ele însele. Lui Moise, în fața rugului care nu se mistuia, i s-a spus să scoată încălțămintea din picioare pentru că pământul pe care stă este sfânt. Iar întruparea înseamnă că tot pământul este sfânt, nu doar pentru că Dumnezeu l-a creat, cel puțin afirmația asta, la nivel teologic, ar trebui să aibă un efect cutremurător în înțelegerea implicațiilor practice pentru orice creștin, cel puțin această afirmație, ci și pentru că a umblat pe el, a mâncat, a dormit, a lucrat, și a murit pe el. Dacă cumva suntem salvați, suntem aici pe pământ. Iar ceea ce este salvat nu e o distilare fantomatică a trupurilor noastre și a pământului nostru, ci chiar trupurile noastre și chiar pământul acesta. Ierusalimul devine Ierusalimul ceresc care coboară din cer de la Dumnezeu, ca o mireasă gătită pentru bărbatul ei. Trupurile noastre sunt semănate în putrezire și înviază în neputrezire. Una din gafele de care oamenii religioși se fac în mod special vinovați este că încearcă să fie mai spiritual decât Dumnezeu. Fascinant gândul acesta, meditația aceasta. V-ați gândit vreodată în mod disprețuitor, spuneau, a, îi fiul templarului? Dar ce slavă se odihnea peste acest fiu al tâmplarului, și ce interogație, ce semne de întrebare ridică în viața mea și în viața ta cu privire la ceea ce înseamnă să fii cu adevărat om. În al patrulea rând, să fii om înseamnă să te știi bucura cu cei ce se bucură și să plângi împreună cu cei ce plâng. Prima dată când apare în Evanghelia după Ioan cuvântul slavă, după prolog, e la nunta din Cana. Sunt de acord, are o valență simbolică aparte această nuntă fiindcă vestește adulmecarea unei alte realități prin preschimbare și plinătate. Dar nu poți trece cu vederea realitatea de la care pleacă. Chestia scandaloasă legată de schimbarea apei în vin. Gândiți-vă la predicele pe care le-ați le auzit de multe ori și uh, interpretările năstrușnice pe care oamenii au încercat să le dea în fața acestei realități. Și de la ea te muți la mormântul lui Lazar și din nou teologii au spus, nu, acea emoție puternică e o emoție de mânie în fața necredinței oamenilor. Dumnezeu nu putea tolera gândul acesta. Eu cred că e vorba de empatie. Hristos îți arată că să fii spiritual nu înseamnă să-ți pierzi capacitatea de a plânge. El era Dumnezeu, știa ce avea de făcut, că urma să-L proslăvească pe Dumnezeu și inima lui plânge cu cei care trec prin durere, care trec prin suferință, care trec prin acea traumă incredibilă. Aceasta e imagine legată de spiritualitate. Pilat, fără să-și dea seama, spune, ece omul, iată omul, omul durerii, omul bucuriei. Cel mai greu în viață îi să vezi oameni, să vezi creștini care îngemânează ambele aspecte, care în mod natural, instinctiv, se pot bucura, se pot comporta asemenea copiilor care răspund în mod natural la această emoție și care în același timp știu să arate compasiune celor care trec prin suferință, prin durere. Este spiritualitatea mea atât de naturală când vine vorba de bucurie, dar și atunci când întâlnește durerea cuiva. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun: a fi om înseamnă a deveni un bun ispravnic. Benedictine au o vorbă, dacă nu e spiritual acolo unde ești și așa cum ești, nu e spiritual deloc. Dacă nu pot fi spiritual când îmi fac temele, când îs în fața unei afaceri, când repar o mașină, când slujesc în cotidian, înseamnă că nu înțeleg ce înseamnă spiritualitatea. Dacă întruparea lui Dumnezeu în lumea noastră nu mă ajută acolo, înseamnă că e o mare carență în a înțelege implicațiile practice pentru viața noastră fiecăruia. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te sforțezi ca să fii spiritual, trebuie doar ca să te acordezi la sursă ca să-ți poți trăi această viață. Asumarea responsabilității mi se pare scânteia de la care pleacă toate lucrurile. Îngăduiți-mi să întorc doar două pagini în Ioan capitolul 3. Un lucru interesant din discuția lui Hristos cu Nicodim. Am fost fascinat și întrebări care s-au ridicat în mintea mea în fața acestor cuvinte. Căci oricine face rău, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se vădească faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Poftim? Ce fapte când tu aduci la lumină lucruri neplăcute, lucruri aiurea, Prima faptă bună înaintea lui Dumnezeu este asumarea responsabilității, a veni în adevăr, a veni la Lumină. Și de aici pleacă toate celelalte. Un apropiat care are o livadă de mer în apropiere de Argeș îmi povestea despre încântarea lui în munca asta. Și-a zis, problema e că cele mai puțin nocive substanțe și cele mai scumpe. Și mi mă gândeam, no, ce face într-o situație de genul ăsta? Ce înseamnă să-ți asumi responsabilitatea, să fii un bun ispravnic? Preferi să câștigi mai puțin, să îl respecti pe omul de lângă tine, chiar dacă nu te vede nimeni decât Dumnezeu? Observați câte implicații decurg din această întâlnire cu cuvântul care este Dumnezeu. Dumnezeu a devenit om pentru ca noi să putem deveni oameni. Până la urmă, în Dumnezeirea se verifică prin răscumpărarea și împlinirea umanității noastre, prin recâștigarea calității de a fi om. Oare așa stau lucrurile? Credința ta și credința mea, unde ne-a adus până în momentul de față? Unde este creștinul om și omul creștin? Ce folos să fii pocăit dacă nu ești om? A fi creștin nu înseamnă să fii șters, lipsit de vitalitate, crispat, disprețuitor față de trup, inuman. Nu înseamnă să fii mai puțin om, ci mai mult. Cum arată viața ta și viața mea lucrul acesta? Mă voi apropia de încheiere cu ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 16 cu 13. Din nou, în contextul capitolului despre înviere, 15, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Cum primesc eu provocarea asta legată de această sărbătoare? Fiți oameni. Măsura în Dumnezeirii noastre este dată de calitatea omenescului pe care reușim să-l oferim celor din jur. Nu poți fi om fără să fii de cuvânt și transforma de cuvânt, fără să ai sentimentul misiunii, fără să trăiești în armonie, fără să simți cu cei din jur, fără să-ți asumi responsabilitatea în viață. Între omul Ioan, omul Isus Hristos și ofițerul roman, care s-a purtat omenos cu Pavel în călătoria sa spre Roma, pe unde mă situez eu? Este întrebarea acestei seri. Este viața mea și viața ta o dovadă a răscumpărării și împlinirii umanității pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu?